Da, eu mai târziu n-am să... Eu am să... Mulțumesc. Dar... Cum merge? Bine, eram întâmplat alături. Da. Ce-ai pățit? Ce-am pățit? Îl văd pe domnul care anul trecut a agresat băiatul de la... De pe Pușkin, lângă universitate, aha. Da, stă unul la supraten și face business mai departe. Și eu acum cer explicații. În uniformă e poliț, da? Ce se întâmplă? Dar când m-am văzut, repejor în mașinuță și gata, business s-a terminat. Mai omule, eu te stimez, nu știu ce, mai omul, te-ai întins mâna la om. La dumneata au vrut să-ți fac proces verbal? Nu, eu m-am oprit, că l-am cunoscut la față. Aha. Asta este. Deci nici măcar nu te-au vizat direct. Deci te-ai autosesizat. Eu îl văd, deci stai puțin, am memorie bună, că la noi sunt mulți de aștept. Dar dă-mi o explicație de cine. Și când am auzit de explicații, n-am putut să termină, s-a închis tarabarea bine. Și ai timp să îmbri la poliția rutieră și îi cauți? Timp, dacă îi cunosc foarte bine, pentru ce mâncătorii ăștia de buget stau în scaune? Uh-huh. Păi stai puțin, trebuie să facem regulă, nu? Deci crezi că a fost reangajat sau eu folosești uniforma? Nu, este reangajat, eu știu. Era în mașină tot a poliției? Noi moldovenii facem gălăgie puțin, se stinge focul tot, de paie. Și e normal, dar stat puțin. Nu a fost 10 ani în urmă, asta a fost câteva luni în urmă, sau am trecut, da? Și eu cunosc materialul ăsta, am văzut în arhivă, el este. Deci fața acestui om nu pot să o confuz, că e specific. Mă rog, comentariile, mă filmez acum pentru. Și atunci poliția spunea că l-au dat afară, da? Păi normal, chiar când, a doua, a treia zi, eu am văzut ordinul. Este dat afară, putare. Într-un fel, știi, nu că te bucură, că nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Poliția, el, nu știu, omul ăsta n-a auzit de cinste de ofițer, el nici pe aproape nu e de tema asta. Poate taman onoare și mândrie având, o fi dat în judecat, o anulat ordinul și s-o reangajat legal. Eu plecam cu copilul la școală, când îl văd, eu am crezut că, știi, iluzie optică. Stai puțin, domnule, bună ziua. Eu cunosc și numărul la mașină. Ai, cu aceeași mașină, da? Deci cunosc absolut tot, deci... Nu, mașina lui personală. Cum mă încalc eu din oraș. Numărul de serie 37. Cunosc absolut tot. Și când l-am văzut, oamenii ăștia, el e destul de ticălos la lui. El are un dosar destul de bun asupra lui. Că nu, mulți oameni s-au bucurat că el a plecat. Și am spus în față, mai purcelule, eu te scot din serviciu. Atât, nu ce să... Ați vorbit urât cu un organ. Nu, eu i-am spus, purcelule, afară și gata. Eu i-am spus normal că nu în față de toți. El repejor în mașinuță. Și la mine la mașină că, hai te rog, cumva se. La revedere, zic bun. Și acum ai vrut să vorbești cu șeful lor și noi. Da, în ședință, eu am să vorbesc cu el și cer explicații. De ce asta se întâmplă? Pentru că anul trecut, eu n-am achitat amenda pentru viteză, au pus sechestru pe casă. Uh-huh. Deci, domnilor, ceva nu e în regulă. Asta e. Și... Acolo sunt principiali, dar din coace nu, da? Cam... Și chiar am să pierd, dacă să vească chiar și sărbătorile de Paște, eu vreau să văd ce o să-mi spune. Dacă cum vă numiți ca să-și cunosc? Lilian îmi spune. Lilian Moldovan. Moldovan, nu Lilian. Să știi, țara eroi. Ei, mă rog, mare treabă nu e în asta, dar dacă o să închidem ochii, noi suntem totdeauna ocupați. Extraordinar de ocupați și... Dar vreau să-mi spună, de ce se întâmplă așa? S-ar putea să spun o poveste credibilă. Deci, ca a câștigat în instanță și a trebuit să o reangajeze. Să-mi arăt cum a câștigat în instanță și cum a dovedit. Și cum s-a apărat poliția, da? Dacă eu întindeam mâna la el, eu avem șanse să mai... să revin la viața normală. Și aici, asta e normal, asta. Clar. Eu vreau pur și simplu cum omul acesta să ne întâlnim cu domnul Ormașu și să-mi lămurească. De ce așa se întâmplă? Și eu arăt amenda mea, care a pus sechestru pe imobilul meu din cauza la 100 de lei. Deci, dar omul ăsta a întins mâna. Și nu-i prima dată. Asta eu sunt convins. Ce infracțiuni incomparabile. Omul, dacă în ziua în amiază mare, știi că e filmat, întinde mâna, sorry, aici trebuie pus până. Pericol mare. Mulțumesc. Și o să stăm toată ziua și dacă trebuie ăștia. Oho. Dar păstrăm legătura și mai vin. Da, ok.